Bună seara, bună seara, bună seara. Dud, nu te văd. Mie merge bine. Salutări, salutări, bună, 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 bună. Suntem bine, da. Am fost un pic mai aglomerat, dar am revenit. Să ne zică haterii, la muncă când? Bună, Mari. Bună seara, bună seara. Am revenit, am revenit pe plantație, da, suntem în Germania. Că închide TikTok-ul Dud și intră iar. Iar cerșesc, da. Ceau, ceau, ceau. Mersi, Claudia, de trandafir. Bună seara, bună seara, bună seara. Bună, bună. Diana s-a dus să cumpere apă. Deși nu cred că mai găsește ceva deschis la ora asta, dar apare și imediat. Te pup, Fabiane, te pup. Ne-am instalat cât de cât suntem căsați în Germania. O viață și încă o lună. Ne-am instalat, suntem bine, suntem ok, eu am început treaba, mai începe și Diana. Te auzim, dar nu te vedem. Închideți live, închideți aplicația de TikTok și intrați iari. Da, crescut, da. Păi dacă n-am mai fost de ceva timp. Am intrat pe plantație. Bună seara, bună seara. La Amazon. Deja primești cere, nu intru cu nimeni acum, mulțumim frumos. Am ajuns și unde am promis. La Amazon. Eu mă țin de cuvânt, ce zic aia fac. E necale de întoarcere. Păi o să începem să facem mai mult live, da. Nico, mă milogesc în Germania unde am venit să muncesc. Aici mă milogesc. Sărăcio. Hai, eu am mai lucrat, eu de aici am venit. Am venit din Amazon, de aici, în casa mireasă și m-am întors înapoi. Nu prea știu, Mannheim, Nuremberg, Stuttgart, Frankfurt, pe aici, prin zona asta mă învârt. Am reușit, da, și ca să te mulțumiți și cu de apartament. Nu, suntem ok, și ok, suntem ok. Eu am început în forjă, cum am ajuns imediat, am dat tare, am intrat. Ți-am răspuns, Blaban. Dacă vrei mai întreba, mă dădă și răspund iar. Nu, am zburat direct, nu cu escala. Tot livrări. Nu, suntem fără mama Loredana. Mama Loredana o să vină și ea vreo două săptămâni așa, dar o să stai separat de noi. O să stai la alt apartament cu tata. Cum să ne reușim? Exact, exact. Cum am spus în casa mea asta, exact și timpul, și în timp mă încadrez. Cum am zis că o să fie, așa se întâmplă. Da, dar e cu mine. E în apartament. Îi place.
chiar îi place în Germania asta, îi place și cum peisajele și cum sunt oamenii pe aici, gen, nu oamenii în sine, organizarea de aici, facilitățile. Tot la Amazon lucrez. N-am spus știți bine, eram bine și înainte. Se câștigă bine, da. La ce ori începe dimineața? Începe la ora 11, jumate, așa. Nu începem ca... E o firmă de livrări. Păi da, dar Alex, am zis că s-a acomodat în sinea că ce-a văzut până acum. A văzut peisaje, a văzut locuri noi, nu știu. Dacă ai un sprijin și un scop, imposibil să nu reușești. Sprijin, ne sprijinim unul pe altul. Eu stau în Worms, ești aproape de mine. Sunt tot la Amazon. Nu, George Bucur, e prieten cu mine, Alex. Eu, după atâta timp de Germania și așa, tot la Amazon m-am întors pentru că, din punctul meu de vedere, e mai mult decât ok să lucreze la Amazon decât la altă firmă de curierat, din punctul meu de vedere. Unde locuiți în Germania? Alt trip. Azi a fost prima zi, nu, mâine este prima zi de Amazon. Da, e pe balcon. Vorbește cu tatăl ei. Mulțumim, Mariana. Ai grijă până tu acolo, limitat. Nu e limitat, am Wi-Fi și afară când merg, stau pe date și n-am nicio problemă. Da, tot la Amazon și de-aia. Sunt un pic obosit. Presimt că într-o zi o să primiți TikTok Univers. Cine era doamne, doamne, să dea, să-mi dea mie TikTok Univers. No. Departe de mine gândul ăsta. Tot șofer. George. În Germania, pe date, e un vis devenit realitate. Nu știu despre ce vorbești. Păi nu o să meargă cu mine, nu o să n-am să fiu alături. Eu o să meargă cu o femeie să-i arate care e treaba cu Amazon. O să meargă cu o fată sau o femeie. A, pe date? N-am probleme, chiar mă descurc foarte bine pe... Mă descurc că merge foarte bine netul. Mulțumim, George. Da, cum am citit și eu acum, Skilo. Mersi, Alex. Bună, bună. Suport moral e non-stop. Lucrez 25-24. Oricând la orice ori, cu suport moral sau bine. Ce să facem? Am zis să mai stăm de vorbă cu voi. Ne-am așezat, suntem ok, ne-am întins, am făcut curățenie tot apartamentul cap-coadă în fiecare punct și colț al casei, pe sub șifoniere, pe sub canapele, tot, balconul, tot, dezinfectat, șters, spălat tot cum trebuie. Ne-am întins pe acolo. Și acum am zis că dacă tot suntem ok și ne-am relaxat, e bine. Nu locuim cu doamna Loredana. Doamna Loredana așteaptă să-i găsesc și ei un apartament să vină să stea cu tata. Nu, n-am primit apartament. La firmă l-am găsit noi singuri.
pe internet. De obicei când găsești apartament de la firmă, ești cumva obligat și, salut Dorin, ești obligat cumva să lucrezi pentru ei. Și așa nu depinde nimeni de nimeni, dacă nu-mi place locul de muncă, am plecat. E cel mai bine așa. Da, suntem deja în Germania, cum am spus că să și facem. Păi de asta am venit, Dorina. Bună, Sofia. Ce zici, Dorin, ce faci? Am văzut că ați fost activi azi pe grup acolo. A spus țara la cale. Are emoții de aia pentru mine, chiar, dar are, are. E un lucru nou pe care îl face și acum nu că discriminez sau sunt eu nu țin cu femeile, dar să lucrez pe după ca femeie, să știi că trebuie puțin curaj și sânge în instalații. Trebuie puțin sânge în instalații ca fată să lucrezi pe dubă unde n-ai mai lucrat odată pe dubă și să lucrezi în livrări, e nevoie de puțin sânge în instalații. Salutări la München, salutări din alt trip. Noi facem și live-uri, încercăm să ne împărțim în cât de mult putem. Și așa, acum n-are televizor, nu putem să ne uităm la film și nu stăm să ne uităm pe telefon la film. Și așa mai bine mai jucăm aici o meci, mai râdem, mai glumim, mai durează până la și televizor. Momentan, acum am luat textul necesar și tot trebuie să ne mai luăm. Dorin, să știi că mai așteptăm indicații de la voi, învingători și fluturași, să ne spuneți ce avem de făcut. Așteptăm directive, să știm ce avem de făcut în continuare. Așteptăm o scrisoare, să știm ce mai avem de făcut. V-am ascultat, că cum v-am ascultat și în casa Mireasa și am venit în Germania cu mine. Da, Andreea, da, pregătește-te să scrii scrisori. Doamne. Ce tare, ce tare ar fi chestia asta, să încă să mai primești scrisori. Mi-a plăcut mult chestia asta, știi? Dar acum mai e aiurea să dau cuiva adresa mea de aici, din Germania, exact, să trimit scrisori. Dar mi-ar plăcea așa să mai primești scrisori. Să semnezi acolo, la final, știi cum e. Da, să ne scrii cu liniuțe exact ce trebuie să facem pentru măcar 2 săptămâni. Vorbim aici pe satul Ven, aici. Păi da, nu sunt aici haterii, imediat. Sigur s-au dus pe partea de să anunțe. Vedeți că au intrat ăia, haideți pe ei acolo. Da, am găsit chirie, am găsit chirie. Sincer, evit să vorbesc de sume. Cât luăm salariu, cât dăm chiria, cheltuielile astea nu vreau să le, vreau să le evit. Dar să știți că e ok, chiar e foarte bine. Pentru 2 persoane cu totul și așa, și cum arată și cât de spațios e și ce condiții avem, chiar e jos pălăria. Să pun aici un obiectiv. Iau, te-a băgat alții de-astea. Ram, pam, pam. Îmi pun și aici la obiectivul în leu. Îmi pun mine de aur 5. Merge. Până mâine seara ajunge. Da.
Haide, am zis cu voi, tata a plecat înaintea noastră, cu vreo 3 săptămâni. Și acum am ajuns și noi și o să vină și mama după noi. În vreo 2 săptămâni vine și ea. Dar trebuie să le găsesc și lor un apartament ceva. Noi am respectat ce am spus că o să facem. Suntem în Germania, la muncă, ne-am așezat, suntem bine. Încă astăzi a fost că, deci, avem că, dacă nu mă înșel, eu cu date, cu data asta o rău, dar cred că facem 7 luni de relație. Și a fost pentru prima dată când am stat atâtea ore unul fără altul. Am stat atâtea ore unul fără altul. Am fost azi la muncă și eu. Mai avem 6, nu facem 7? Fac 6? Detalii. Și ca să vedeți că nu doar eu sunt așa, când o să vină Diana și zic, de bine facem 7 luni, să zic că și ato 7, pentru că ținem. Nici nu mai știu ce lucru suntem. Mă rog. 6 luni, nu contează, nu mai stăm să le numărăm. Nu, n-am stat să mai calculez, puteam să calculez, vă dați seama, calculam din februarie și începeam să le număr. Am zis așa mare, nu stau să calculez. Mă rog, cine mă judecă, mă stai grasă, ca să știți de fapt. Da. Și asta a fost prima dată când am stat atâta fără să ne vedem. Și am primit așa multe mesaje de la ea că e dor de mine, că abia aștept să mă vadă, că mă iubește. Deci încă e ok, încă flacăra nu s-a stins. Deci dacă am ajuns până aici, noi stăm bot în bot de 6 luni de zile, nu ne-am despărțit. Ne-am... Că de obicei îți iei așa un pic, te gândești, bă, oare dacă stai bot în bot cu o persoană non-stop, așa, non-stop, te trezești cu ea, dorm cu ea, non-stop, bot în bot, te gândești, bă, poate oare intră monotonia, poate ce mai vorbim, ce discutăm și noi, dar la noi a fost problema asta. Și mai ales acum când începem și munca și... Mersi, Sofia! Și începem și munca acum și o să fie... Avem și activitate, mai avem și despre ce să discutăm în casa, mireasă, vai, dar dacă aveam... Mi-era că rămân fără subiect la un moment dat. Ce poți să mai vorbești? Cât să te mai cunoști? Cât să mai vorbești unul cu altul? Cât să... Ca să eviți să discuți despre alții? Cât să te mai cunoști cu persoana cealaltă ca să eviți să vorbești despre alții? Dar, uite, că am ajuns și aici, acum începem și muncă, avem și altă ocupație, ne mai... Mai avem ce să facem. Da, Elena, nu știu, eu am trecut prin asta, e prima dată când trec prin experiența asta. Păi da, aici e. Ia la facultate. Aveam lucrurile astea pe care le-am primit de la voi, albume, poze, cuburi, așa. Da, e cubă ăla de jos, balaba. Și le-am luat cu noi. Clar. Am luat și cartea, tot, am luat tot ce am primit de la voi, le-am luat pe toate. Bine, n-am luat plusurile, să fiu sincer cu voi, n-am luat plusurile, adică acum în Germania nu o să mai stau să mă iau, nu o să mai stau în Germania cu ursuleții în brațe, acum am puțin să stau în brațe, dar așa de la poze, la așa, la toate chestii, albumele, să ne mai uităm prin ele, le-am luat pe toate cu noi, tablourile, tot. Da, e foarte harnică. A făcut azi curățenie, cred că 4 ore doar bucătăria asta, 4 ore mai în bucătărie să facă curățenie. A făcut o bec. A golit cutiile, tot ce era. Le-a așezat frumos pe toate. Și am fost la treaba azi. Suntem în Germania. Și am prins și apartamentul ăsta, e renovat, e curat, e... Pâine rău Dumnezeu.
Avem și balcon, ne bem cafea, exact cum mi-am dorit. Satisfying. Merg dimineața cu ea, frumos pe balcon, cafea făcută, dăm la o vorbă cu paierul ăsta, un pic rece dimineața. Și am avut noroc. Am avut noroc pentru că ne-a ieșit omul ăsta în cale, l-am găsit pe Facebook și ne-a primit aici, fără să avem contract de muncă nicio nicio, fără fluturașe. Și le dăm acum, când ne face contract, le dăm acum, când se ne facă contract. Bine, ne-a cerut bănuții de avans și așa, garanție, tot. Dar fără contract, mai nimeni nu te angajează aici. Nimeni nu te angajează, nu te primește fără contract. Deci chestia asta aici, cum l-am întâlnit pe domnul acesta, se rămâne veșnic recunoscători. E foarte greu să-ți găsești. Nu cunoaștem limba. Eu știu limba germană decât așa să mă descurc eu pentru jobul pe care îl fac. Da, e român. Și tocmai că e român, ar fi trebuit să fie un pic sceptic din doi tineri. Nu știi ce și cum, lucrăm la Amazon. Dar uite, a avut încredere în noi. Ne-au recunoscut și oamenii aici, în Germania, unde stăteam cu Diana pe bancă aici aproape de casă, beam un suc, acolo stăteam pe bancă afară. Dar limba pe aici prin zonă, sau pe cineva cu mașina lângă noi. Dani, te-am văzut la mireasa și te urmăream cu soția. Da, că aveți nevoie de ceva oricând, suntem aici lângă voi, sunt la două străzi mai de noi, mai acolo. Mulțumim, Alexandra. Am și prietenii mei care aveam de când am plecat de aici, sunt toți aproape de mine, în alt trip. Nu știu limba germană, dar Diana deja s-a apucat să învețe limba. Nu ne știa proprietarul de emisiune, abar n-avea de noi. Ne-a acceptat dintr-un simplu telefon. L-am sunat, i-am explicat că vrem, căutăm și a zis da, ok, vă așteptam. Diana s-a apucat să învețe limba germană, a început acum și vorbește, merge și cere cafea în germană, alimente, cere pâine, cere așa de început pentru două zile, chiar se mișcă bine în germană. Cred că are un talent să învețe o limbă străină așa repede. Vorbește, a început și pronunță corect cuvintele, limba asta spurcată, o pronunță ok. Și o să se apuce și de școală, după ce are toate actele în regulă și locul de muncă și amendul toate actele astea, o să poți să înscriu la școală și să apucă de școală, să învețe limba germană, să învețe să scrie corect. Și după ce o să știe foarte bine limba germană, atunci să vedeți. Câte uși se deschid ei. Mie nu trebuie mai mult. Eu sunt fericit așa cum sunt. Eu fac jobul care îmi place. Pentru mine, eu nu îmi doresc mai mult. Eu sunt fericit cu cât scol. Ea știe engleză perfect, da? Deci stați așa, că nici eu nu sunt rău. Eu știu așa bine, și eu știu foarte bine germană, știu așa bine germană de mă dor mâinile. Dize, hier, de go der. Știu engleză, știu germană de mă dor mâinile. Dar văd că ea e ambițioasă, vrea să învețe germană și chiar să unde se duce, cere și vorbește, cât știe, vorbește în germană. Înțeles, acum nu mai e cazul. Ne înțelegem bine, ne iubim. Gândiți-vă că hai că relație-ți faci. Hai că
conviețuiești cu un om dacă sunteți din același oraș. Gândiți-vă lucruri normale, care nu faci un gest foarte supraomenesc. Dar gândiți-vă că ea a venit cu mine în Germania, ea n-a fost niciodată în Germania, ea a venit doar cu hainele pe care le avea în emisiune, cu hainele alea, și a luat-o de la zero cu mine. Cu ce a avut hainele ei și a luat-o de la zero împreună. Și a venit după mine, e într-o țară străină, se zbate, se chine și învață și se dă peste cap să rămână aici, că știe că aici mie e bine și aici câștigăm cât de cât ok. Asta este iubirea. Asta este un gest care chiar demonstrează cineva că te iubești. Pleci cu un om pe care l-ai cunoscut în emisiune, care te-ai construit cu el, care îl crezi doar din ce spune în emisiune, dacă e să o gândești așa cumva, înțelegi? Lucrurile astea se simt și simți să începi să pleci la un drum cu un om, să vă iubiți, să... Da, mă, eu simt să mă duc cu omul ăsta în străinătate și să încep de la zero cu el și așa. Asta înseamnă iubire, încredere, respect, dedicare, lucruri pe care noi le-am arătat, le-am demonstrat unul celălalt. Ceva